Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 17 mai 2023 și astăzi am avut de lucru un pic. Din ce cauză? Fiindcă m-am decis acum câteva zile mă să achiziționez niște regine, da? Dar nu orice fel de regine, ci niște regine, niște măci virgine. Fiindcă și așa mi s-a zis, mă, nu-s foarte scumpe, hai să luăm câteva măci virgine, fiindcă să schimb și eu un pic sângele în stupină, cum se spune, și am achiziționat câteva, o să vă arăt de la cine. Deci i-am găsit pe acest băiat și o să vă arăt. N-am niciun interes, aici aveți un număr de telefon. Așa, am ales niște regine neîmperecheate. Bun, câte bucăți am luat? Am luat vreo câteva. Am luat vreo câteva și cel mai greu cu aceste regine neîmperecheate sunt niște etape. Prima etapă este că trebuie date să fie acceptate. Dacă când vine curierul, am văzut că mulți le dă apă. Ce e apă? Matca nu bea apă, nu are nicio treabă cu apa sau așa, mă rog. Acum fiecare cum știe el mai bine. Bun, eu știu un fel următor. Am luat toate reginele. Stați să îmi iau o ustensilă. Am luat toate reginele și le-am băgat în acest tub. Aici sus în cat, frumos, de precizat toate reginele au venit în viață și acum iau regine de aici, câte una, frumos, și să pun eu folia asta. Aici Albina le-a îngrijit foarte bine câteva ore, au venit în jurul orei 2. Și le-a îngrijit bine, bine, Albina, bun. Acum, dacă mă întrebați de rasă, nu știu, habar n-am. Vom vedea după ce se împerechează. Important e să vedem ce iese ele la sfârșit. Bun, nu asta contează, ci astăzi contează că au venit, sunt sănătoase, sunt întregi. Și acum să mergem, deci eu vin și iau de aici. Și mergem să le încadrăm în coloniile în care i-am pregătit eu niște colonii. Bun, ia să vedem unde e prima colonie. Prima colonie este aici. Cum am pregătit colonia aceasta? Avem niște buruieni pe aici. Așa. Deci, colonia a fost pregătită în felul următor. Am ales coloniile cele mai slabe din stupină. Am ales coloniile cele mai slabe din stupină, după care am găsit matca, am pus matca deoparte și am scuturat toate ramele, 5, 6, cel mai mult 7 rame, am scuturat într-un stup din ăsta. După aia l-am lăsat deschis. O să vi-l arăt mai încolo pe celălalt cum l-am lăsat deschis. Mă duc să aduc o matcă. Aducem o domnișoară de data asta, este o domnișoară, o avem aici și astăzi, suntem pe la ora 8 seara, o să-i deschid compartimentul mic. Ăsta trebuie deschis. Adică nu vreau pe la mare, numai pe la mic.
Bun. Ca să nu fie nicio problemă, îi dau eu așa de vreo două ori să se rupă bine. Și pe aici albinele vor avea acces la mătcuță. Bun, o punem, să închidem ușca la mat, că e foame normal. Și acum o pun eu pe dânsa aici frumos. Era ideal să-l pun un pic așa mai acana, ca albinele să aibă acces la ea un pic. Așa, așa, păi mâine seara îi deschid compartimentul mare și totul va fi în regulă. Bun, gata, am terminat cu această mătcuță. Ia să-i punem capacul ăsta. Deci sunt mătcuțe virgine date, să spunem așa, unor colonii micuțe, dar formate numai din doică. Numai din doică, albina bătrână nu le va accepta pe virgine niciodată. Așa că mergem mai departe, adăugăm și aici o mătcuță, mai aducem una. Mai aducem o mătcuță și aici aceeași format. Așa. Albinuța stă frumos acolo. Am luat caterul, poate deschid mai ușor ea să văd cum e această cușcă. Să mă uit. Ah, gata, am văzut. Are sigiliu în interior. Perfect. Vedeți, dacă nu ești atent. Așa, uite. Acum mai bine. Mătcuța e aici. O adăugăm. Să văd unde sunt mai multe albine aici. Bun, am împins cușca bine în fagure, sper să stea. Acoperim. Și putem închide stupul. Perfect. O să-i punem și capacul. Punem și capacul și să știți că este un pic de lucru cu ele până formeze aceste nuclee. Aici, în zona asta, am avut de furcă. Am pus albină doică, așa am crezut eu. Când mă uit, 50 de albine mai rămăsese. Ai de mine! Hai să trecem repede să-l facem din nou. Și acum, aici am multă albină bătrână, să-i zic așa, care nu va accepta doica, adică nu va accepta matca virgină. Dar mâine, în cursul zilei de mâine, aceasta va pleca o parte din ea. Și mâine seară, când dau drumul la
compartimentul mare la cușcă. Sper că nu va mai fi problemă. Acum o să-i dau și lui o matcă. Dacă i-aș fi dat acum drumul la un compartiment mare, gata cu mătcuța, nu mai era. Nu mai era mătcuța. Haideți că am învățat și cu care-i treaba cu aceste cuști. Iată, acum merge treaba. Perfect. Să nu cumva să treacă matca mare pe aici. Matca mare. Să nu cumva să treacă mătcuța pe aici, că îi bai la aceste albine. Nu sunt chiar pentru ea. Bun, un pic de spațiu și mâine seară o eliberăm. Iată, au început să plâng albinuții. Oh, ei le zic că o primesc, dar nu e chiar așa. Lasă, stați cu minți, acum aveți mătcuță și sperăm că treaba e bună. Iată, acest mulțitor mă ajută foarte mult pe mine, adică mi-a plăcut mereu să lucrez cu el. Aici câte albinuțe avem? Avem mai puține, dar cam o jumătate de ramă de albinuțe avem aici. Dar aici avem numai doi, că de exemplu, o să vă mai filmez ăsta și o să întrerup, fiindcă cam asta fac. Bun, iată iar această cușcă și tăiem frumos acolo, îl deschidem, așa, acum eu îl tai jos. Gata, și putem să-l dăm. Matca e în regulă. Acum, în regulă, vom vedea mai încolo ce va fi de el. Albinuții li plâng. Aducem mătcuța. Bun. Totul o să fie în regulă. Acoperim. Cam asta este. Bun, eu mai am încă de adăugat câteva regine în acest lăz. A fost o zi plină, cam atâta pentru voi. Ce a trebuit să pricepeți este că să formați un nucleu pentru măcile virgine. Trebuie o ramă cu miere, fără niciun puiet pe el, deci nimic, nici ouă, nici larve, nici căpăcit, nimic. Scuturați 5-6 rame de pe o colonie și obțineți o cantitate anume de doică, iar seara adăugați reginele. Cam asta este, dacă aveți întrebări, vă răspund cu toată plăcerea. Până data viitoare, numai bine!